Deputatul PSD Sorin Vrăjitoru și-a prezentat proiectele realizate în cei 3 ani de mandat în Camera Deputaților. Acesta a precizat că, deși este unul dintre puținii parlamentari care a implementat proiecte în beneficiul călărășenilor, PSD l-a trecut pe locul 4 în lista candidaților pentru Camera Deputaților, ceea ce înseamnă că șansele pentru a obține un nou mandat sunt minime. Printre proiectele implementate cu aportul deputatului Sorin Vrăjitoru, regăsim pasajul de la Drajna, portul turistic și pensionarea cu 2 ani mai devreme a călărășenilor. Aș vrea să adresez felicitări domnului primar Marius Dulce pentru drzenia și motivația pe care a avut-o de a câștiga pentru Partidul Social Democrat și pentru locuitorii orașului Călăraș acest post extrem de important, spun eu, pentru noi, pentru călărășeni. Aș vrea să felicit de asemenea pe președintele Consiliului Județean, domnul Vasile Iliuță, pentru reușita de a câștiga acest mandat de președinte din punctul de vedere din cadrul Partidului Social Democrat. Și în ultimul rând, aș vrea să vă felicit pe toți dumneavoastră, toți consilierii locali, toți consilierii județeni, care de azi înainte nutresc și vor aduce un sprijin consistent în realizarea proiectelor pe care municipiul Călăraș și județul Călăraș are atât de mare nevoie. În alte ordine de idei, ca și deputat de Călăraș, încă în funcție, la următorul mandat nu o să mai am această ocazie, am fost nominalizat pe locul 4 din acea listă din 4 mandate, dar cu toate acestea pot să vă spun că în 3 ani de zile cât am deținut această funcție, știți foarte bine că am intrat un pic mai târziu înlocuind de un alt coleg pentru Călăraș, am reușit împreună cu o echipă să aducem plus valoare acestui județ și spun eu că am reprezentat cu cinste Călărașul în Parlamentul României. Și vreau să vă dau câteva exemple și nu este un bilanț al meu, dar colegii mei care vor veni după mine va trebui să continue aceste proiecte sau să aducă alte proiecte, cum spunea și Marius, cum spunea și domnul președinte Vasile Iliuță, să putem să aducem bani și bunăstare acestui oraș. Finanțarea portului turistic de la Călăraș m-a luptat în Parlament și este o reușită a noastră și împreună cu Consiliul Județean care s-a ocupat de documentație am adus 18 milioane de euro, sunt aici la Călăraș. Pasajul de la Drajna, care aparține tot județului Călăraș, este amendamentul meu la bugetul de stat din februarie 2019 și astăzi vă comunic că a fost finalizată licitația, sunt 2 competitori care s-au înscris și în următoarele 6-7 luni de zile există posibilitatea să înceapă construcția acestui pasaj, acestui nod rutier extrem de important pentru noi, pentru călărășeni. Și ca să închei, tot pentru călăraș, tot pentru călărășeni, amendamentul meu la legea pensiilor, în care am reușit pentru noi, pentru călărășeni, să se scoate mai devreme cu 2 ani de zile la pensie, dacă îndeplinesc vârsta standard de pensionare. Toate aceste proiecte pe care vi le-am enunțat au fost și sunt pentru Călăraș, că noi vorbim despre Călăraș și pentru călărșini. Doresc la final să vă asigur de tot sprijinul meu, să felicit încă o dată Consiliul Local, primarul municipiului Călăraș, echipa dumnealui, președinte Consiliului Județean și toți aleșii locali care vor forma un mic parlament aici la nivel de județ, să poată să continue să aducă bunăstare acestui oraș.